Sărbătorile de iarnă sunt bucuria copiilor, așadar Asociația Femeilor Bunicuțele din Uzdin s-a decis să înveselească pe cei mai mici și să le dăruiască pachetele cu dulciuri. Am hotărât să facem, pentru că nu ne-am adunat de 2 ani, pot să spun, foarte rar, și acum am hotărât să sărbătorim ajunul Crăciunului, așa am numit această manifestare, la ajunul Crăciunului, și am chemat copiii de la grădiniță. Ai mei mici, de 4, 5 și 6 ani, ori venit să recite, ori cântat cântări de Crăciun, și iată, am împodobit un brad și mai avem și altul și avem un brad de pe timpuri când s-au făcut, când n-au fost brazi din ăștia, numai dintr-o creangă așa mai mare, învelită în hârtie și cu dulciuri cum au fost pe timpurile acelea. Ce dorești să primești de la Moș Crăciun? O barbică mai. Barbică? Da, i-ai trimis scrisoare. Da. Și crezi că vei primi? Ai fost cu minte, ai ascultat pe mamă? Da. Ce ai recitat astăzi? Poezia. Moș Crăciun? Da. Manifestarea la ajunul Crăciunului face parte din cadrul unui proiect care a fost sprijinit financiar de Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia.